Securitatea din Tătăruș, prin administrația pe care noi vremelnic o conducem, am găsit de cuvință să mai venim cu ceva pentru învățământul tătărușean. Am achiziționat 470 de tablete, deci pentru toți elevii și toate cadrele didactice care activează în învățământul tătărușean, am achiziționat tablete. Acestea sunt tabletele, sunt tablete Huawei T5, o să le vedeți performanța lor când o să le încercați, sunt 4G și o să vedeți, probabil ați auzit de pe la colegii voștri, au abonament pe care noi îl achităm, are net nelimitat. Putem spune că anul acesta aniversăm și 155 de ani de învățământ tătărușean, deci la 155 de ani am reușit să digitalizăm învățământul. Ți e de folos tableta? Da. La ce ai să o folosești? La teme. Te ajută foarte mult? Da, unde? Da. La teme, la care ne dă online, temele online. La școală? Da, la școală. La școală. Da. Până acum ai avut posibilitatea? Da, am avut. Da, și e un ajutor în plus. Da. Tocmai ai primit o tabletă. La ce ai să o folosești? Sau cum ai să o folosești? O să o folosesc pentru orele online. Și pentru mai multe aplicații din care pot să iau documentarii pentru orele online. Am înțeles. Până acum ai avut posibilitatea? Am avut de pe telefon. Dar tableta? Nu am avut. Nu. Este un proiect gândit de administrația locală, cu bani de la comunitatea locală. Este un proiect de investiție pentru viitor, pentru educație, pentru copii, pentru comunitate și, de ce nu, pentru România. În această vară ne vom întâlni. Ne vom întâlni la activități culturale, ne vom întâlni la activități sportive, la baza sportivă,